făceam separat la proiectul vieții noastre și ne-am întâlnit la finalul celor 2 ani, gândind împreună această seară cu tot sufletul. Ce e minunat este că această bijuterie, atunci când apropii telefonul de ea, scoate la iveală un mesaj de suflet legat de mine și de fiica mea. Îmi e de ajuns, oriunde aș fi în lumea asta, să apropii telefonul de bijuterie și să o am pe fiica mea lângă mine, lângă sufletul meu. Deci mi se pare extraordinar că cineva a gândit cadouri vii, cadouri care nu înseamnă doar simple bijuterii. Există bijuterii în atâtea feluri în lumea asta largă, nu? Ci cadouri care să te emoționeze până la lacrimi și pe care să le porți o viață știind că aici înăuntru, pentru mine, de exemplu, e fiica mea. Ai gândit mult mesajul pentru fiica ta? Da, a durat ceva până să fac mesajul dedicat fiicei mele. Și asta pentru că atunci când e sânge din sângele tău, copilul tău te emoționează mai mult decât orice pe lumea asta. Îți cauți cuvintele, tai, rescrii, pentru că ai vrea ca într-un mesaj pe care îl lași pentru o viață să cuprinzi tot ceea ce simți. Nu e posibil, bineînțeles, în doar câteva cuvinte, dar tu speri că vei reuși să-i ajungi la inimă și se pare că am reușit. I-am arătat acest mesaj deja incorporat în bijuteria pe care i-am făcut-o cadou și ne-au dat lacrimile, am fost tare emoționate amândouă. Să te întreb cum a reacționat Violeta când știe că o să te poarte mereu așa lângă sufletul ei. Și nu mă așteptam. Copiii la 13 ani și jumătate, cum e vârsta ei, sunt adolescenți, rebeli, nu se emoționează atât de ușor sau nu arată lucrul acesta așa cum o facem noi, nu? Maturii. Ei nu lasă garda jos atât de simplu. Însă, de data aceasta, am fost tare, tare fericită pentru că am reușit acest lucru. Am reușit să văd emoția în sufletul și în ochii ei. Știu că ai fost foarte apropiată de mama ta și aș vrea să te întreb dacă ar fi fost aici și ai fi dăruit o bijuterie așa de specială, ce mesaj ai fi scris acolo? Cred că, de fapt, este pentru prima dată când un mesaj încorporat într-o bijuterie, nici n-a mai existat până acum așa ceva, dar mesajul e mai prețios decât bijuteria în sine. Acum mă gândesc la asta. Bijuteria poate fi din materiale extraordinare, perlele de cea mai bună calitate sau pietrele sau metalul prețios folosit, dar cu adevărat prețios este mesajul incorporat într-o astfel de bijuterie. Cred că mamei mele, care mi-e înger păzitor de când aveam doar 9 ani, n-aș putea să-i cuprind în câteva cuvinte tot ce-i datorez. Cred că pur și simplu aș fi privit în cameră și ar fi înțeles din ochii mei tot ce-i datorez. Este mult? Foarte. Am văzut-o pe Andreea Marin la 47 de ani, goală în cadă, într-o ședință foto așa inedită. A fost o minciună. nu sunt goală, port o bustier, mă rog, în jos nu se vede, da? Și se vede de aici în sus. Există și rochii, știți bine, pe care le porți și care fentează puțin într-o fotografie. Știm să facem lucrul acesta, dar până la urmă eram într-o cadă și asta mimam, să spun, ideea că bijuteria nu o lași deoparte dacă e cu adevărat prețioasă pentru tine, nici măcar într-un astfel de moment. Rog, e mai mult o metaforă, dacă vrei, dar nu voi face astfel de fotografii cu adevărat. Cum ești senzual acolo, arată o altă latură de-a ta. Mulțumesc tare mult, însă rămân femeia serioasă pe care o știți. La începutul discursului tău aici am surprins un moment în care te-ai uitat așa în spate și ai spus te iubesc iubitului tău. Am văzut că te-a susținut, s-a văzut. Păi tot ce am construit, să știți, aici e cu ajutorul lui. Și de fapt am făcut totul în doi. Și da, i-am spus asta, așa, de la distanță, printre buze, ca să știm numai noi doi, dar văd că n-a rămas doar între noi. Și pentru că îl căutam cu privirea. Aveam nevoie în seara aceasta plină de emoție să știu că e aici și îl zăresc și acum.
Cât de mult contează pentru tine faptul că te susține în astfel de momente și că ți este alături? Enorm. Enorm. Pentru orice om, cred că e important să știe că e prețuit, că e susținut de cineva drag, că e partenerul de viață, că e copilul său. Lucrurile astea contează. Pentru fiecare dintre noi nu suntem de piatră, suntem oameni până la urmă, nu? Violeta nu a fost lângă tine în această seară? Nu, am vrut să n-am emoții suplimentare și ea a făcut vaccinul.